Terenul de 2200 de metri pătrați se află în perimetrul zero al orașului, la doar câțiva metri de ruinele piciorului de pod ridicat de Apolodor din Damasc și de cele ale cetății medievale a Severinului. Este vorba de un lot de teren din patrimoniul municipiului, într-o zonă protejată, unde până acum nu s-a construit mai nimic, tocmai din acest motiv. În vechiul mandat, consilierii locali majoritari PDL au aprobat concesionarea terenului de către firma familiei Stănișoară. În schimb, terasat urma să facă publicitate primăriei. Cadoul oferit familiei Stănișoară a fost anulat însă în ședința consiliului local. Supun la vot proiectul de vot. Hotărâre privind încetarea contractului de asociere în participațiune numărul 12/2/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin și SC Terasat Severin SRL. Cine este pentru? Împotrivă? 4 cu 1 s-a 2. Nu participă la vot. Cu câteva zile înainte de această ședință, Mihai Stănișoară ar fi intervenit prin intermediul altor persoane pe lângă președintele Consiliului Județean din Mehedinți, Adrian Duicu, pentru că acest proiect să nu treacă de Consiliul Local. În groapă securea războiului cu mine, pe care eu n-am considerat-o un război, ci o chestie absolut normală, ca presa să prezinte, așa cum consideră că trebuie să prezinte știrile vis-a-vis de mine, și închide în groapă securea războiului cu mine, în condițiile în care nu se întâmplă ca proiectul de pe ordinea de zi de la Primăria Municipiului să treacă și am transmis că eu nu sunt nici consilier municipal, nici președinte la municipiu și nici un om care să gestioneze voturile consilierilor locali. Totodată, Mihai Stănișoară cere îndurare și chiar cerșește voturi de la președintele Consiliului Județean pentru a câștiga un mandat de deputat la alegerile din 9 decembrie, fără să-i pese măcar de colegii săi de partid, pe care dă dovadă că îi abandonează din nou. E absolut convins că pierde colegiul și o să vedeți pe 9 decembrie că îl pierde colegiul și la fel să găsim o soluție și un compromis în care să facă în așa fel încât să aibă cel mai mare număr de voturi pe colegiul pe care îl are. Pentru că știi că nu se poate, e o prostie să câștigi colegiul cu 50% plus 1 PD-ul. Dar să aibă cel mai mare număr de voturi și să fie la redistribuire prima persoană care politică din PD care să câștige voturile și să închidă un colegiu. Și la fel, i-am spus că nu pot să fac niciun fel de troc politic cu el, pentru că am candidații pe care îi am repartizați aici și obligația mea să scot parlamentari, USL, nu să fac trocuri politice și n-am acceptat acest lucru. Mihai Stănișoară nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere legat de încercările de împăcare cu președintele Consiliului Județean din Mehedinți. Abonatul nu răspunde. Vă rugăm, reveniți. Acțiunile din ultima perioadă ale senatorului Mihai Stănișoară nu fac altceva decât să confirme caracterul slab al acestuia în lupta politică și totodată că nu face altceva decât să caute orice mijloace pentru a se pune bine, chiar dacă asta ar însemna înlăturarea partenerilor săi.